În perioada 23-26 iulie, în Zalău, se va desfășura etapa națională a concursului Democrație și Toleranță. 114 elevi din 38 de județe vor participa la acest eveniment, organizat la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Zalău, împreună cu 37 de cadre didactice și 9 membri din Comisia Centrală. Deschiderea oficială va avea loc luni 23 iulie, în sala Avram Iancu a primăriei, când se va trage la sorți și ordinea de intrare în concurs. Acesta va avea 3 probe pe care concurenții trebuie să le treacă: proba teoretică, artistică și practică. Și între 23-26 iulie, în județul Sălaj, în Zalău, se va desfășura etapa națională a concursului Democrație și Toleranță. Participă echipaje din toate județele țării, sau aproape toate județele țării, 114 elevi, vor fi 37 de cadre didactice însoțitoare, iar în Comisia Centrală, Comisia Națională de Evaluare, vor fi 9 membri. Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău, cazarea la grup școlar Mihai Viteazu, iar masa se va lua la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău. Deschiderea oficială a concursului se va desfășura luni 23 iulie, ora 10, la sala Avram Iancu din Zalău. Vă facem invitație pentru a participa la eveniment. Tot cu ocazia deschiderii festive, se va trage la sorți ordinea intrării echipajelor în concurs. Este un concurs mai complex, există 3 probe, o probă teoretică, o probă teoretică care se va desfășura la Școala Gimnazială Mihai Eminescu între orele luni, între orele 16 și 18, este o probă artistică care se desfășoară în același interval de timp, în timp ce elevii mai mari, e vorba de elevi de învățământul primar și de învățământul gimnazial. În timp ce un elev din învățământul gimnazial desfășoară proba teoretică, elevul de învățământ primar desfășoară proba artistică într-un alt spațiu. De asemenea, o altă probă este proba practică, care constă într-un portofoliu care va fi prezentat de celălalt elev din gimnaziu în fața Comisiei Centrale. Apoi, concursul se va desfășura, se va derula în următoarele zile, deci marți și miercuri, dimineața de la ora 9 la 12 și după masă, între 16 și 18, dacă mi-aduc bine aminte exact. De asemenea, intenționăm și sperăm să reușim să organizăm 2 excursii pe traseu Zalău Orolisum, grădina botanică Jibou, grădina zmeilor. În prima zi, cu echipajele care vor susține probele ziua următoare, și a doua zi invers. Deci, de aceea se organizează 2 excursii, de fapt, pe același traseu. Festivitatea de închidere va fi joi, 26 iulie, între orele 11 și 12:30, aproximativ, tot la sala Avram Iancu a primăriei municipiului Zalău. Vom avea invitați și la deschidere domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar, domnul prefect, directorul Muzeului de Istorie și Artă, Zalău. Din Sălaj, un echipaj, deci din fiecare județ, participă un echipaj calificat la etapa națională, format din 3 elevi. Din Sălaj este vorba de, an la rând, același echipaj, pentru că este altă componență, dar este vorba de aceeași școală, Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou, unde doamna profesoară de istorie Iancuș Eva, actualmente este pensionară, a pregătit an de rândul asemenea echipaje și a obținut foarte multe premii. De aceea intenționăm să-i dăm un premiu de excelență
pentru că a obținut mențiuni și toate premiile, inclusiv premiul întâi. Sperăm că și anul acesta se va clasa pe un loc fruntaș. Așa, și în total vor participa elevi? Din 38 de județe, considerând și municipiul București. Municipiul București are două echipaje. Inițial a avut trei, dar s-a retras unul din motive pe care le cunosc dânsii, deci două echipaje din București. De asemenea, miercuri seara intenționăm să organizăm o masă festivă la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, iar pentru elevi, după masă festivă, o discotecă în curtea grupului școlar Mihai Viteazu Zalău. Credem că vom asigura condițiile pentru a se desfășura în foarte bune. Fonduri necesare avem alocate de la Ministerul Educației, nu mai știu exact suma necesară, este la contabilitate, suma alocată în jur de 11.000, deci pentru deplasarea participanților, pentru consumabile, pentru masă, pentru cazare, pentru transport, sunt defalcate aceste sume. Premii pentru elevi, conform regulamentului oricărui concurs național, se aseamănă, de fapt, perfect cu Olimpiada Națională, un premiu întâi, un premiu doi, un premiu trei și patru mențiuni. Acesta este regulamentul. Deci există un număr de mențiuni conform numărului de participanți, deci așa se vor acorda și aici. Și probabil un premiu special pe care îl acordăm noi, județul Sălaș, putem să-l acordăm. Poftiți? Premiile vor consta în deci, diplome pe care le-am comandat deja, probabil cărți și bani, anumite sume de bani. Încercăm să suplinim sumele de la minister. Am reușit să obținem o sponsorizare de la societatea Michelin. Care au luat 10, păi trebuie să găsim o soluție. Am văzut că în alte județe, da, aveți dreptate. Trebuie să găsim și noi o soluție. Ar fi bine pentru ANCU. Da, da. I-ar încuraja pe ceilalți să fie mai interesați, sigur, de a obține astfel de performanțe. Încă nu am centralizat toate datele, deci am zis să lăsăm câteva zile la dispoziție ca să putem vedea pentru a putea stabili după aceea și centrele de examen și centrele de evaluare. Am cerut liceelor să inițieze un plan de măsuri remediale, prin care, sigur, se fac anumite pregătiri, este și cerința Ministerului, da? Pregătiri cu cei care vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea din august. Acum, aceste pregătiri se vor face în funcție de cererea pe care o vor depune elevii la secretariatul școlilor. Ei vor avea, de fapt, toate informațiile la vizier și în funcție de cereri se va demara programul acesta de pregătire. Categoriile care vor face aceste pregătiri pe elevii vor fi plătite? De la minister ni s-a spus că vor găsi o soluție să fie plătiți plata cu ora. Acum rămâne de văzut în ce condiții, în ce măsură se vor găsi aceste resurse financiare. În legătură cu unitățile la care s-a înregistrat cumva
acest veloc? A fost singura afirmație pe care a făcut-o doamna ministru, încă nu s-a discutat. Mă îndoiesc că vor fi luate măsuri chiar așa drastice încât să desfințeze o școală, totuși. Unde a fost peste un punct și jumătate, da. Metodologia spune în felul următor, că, de exemplu, între corectorul 1 și corectorul 3 trebuie să fie un punct, peste un punct jumate, pentru ca acei profesori să fie sancționați. Ei, în urma contestațiilor, doar un număr mai mic de profesori vor fi sancționați datorită faptului că sunt câteva cazuri de peste un punct și jumătate. Da, exact. Și sancțiunile, deci, vor fi aplicate conform metodologiei. Deci nu se încadrează niciunul dintre colegii mei în situația în care să fie sancționați din punct de vedere pecuniar. Vă dați seama, la anul am avea o absență masivă a colegilor la examene dacă luăm măsuri dure din prima. Deci, sunt situații în care poți să greșești involuntar. Deci nu este o greșeală intenționată. Eu așa cred. Sunt lucrări multe. Volumul de informație trecut pe foile de examen este mare, se poate încurca omul la o simplă adunare acolo de puncte. De aceea există etapa de contestații, de aceea există acele comisii care să regleze situația creată. Sunt peste un punct și jumătate, vreo 4-5 lucrări. Am înțeles că avem la matematică, la geografie, cred că, și ceva la limba maghiară. Pot fi avertismente, dar... Să nu participe la... Nu. Un avertisment scris. Bănuiesc, conform metodologiei, probabil până la 1 septembrie se va face plata. N-am întrebat la contabilitate precis când se va face plata. În general, în august se cam fac plățile către cei care au participat la examen. În perioada aceasta, deci în momentul în care ei se înscriu, trebuie să și opteze pentru... Ei trebuie să până în 20. Da, și... În bine. Acum, august. Vor trebui să fie totuși grupe care să conțină un anumit număr de elevi. Nu o să putem face plata cu ora unui profesor pentru 1, 2, 3 elevi. Deci trebuie să găsim o soluție astfel încât să existe grupe cu un anume efectiv de elevi. Mă referitor la aceste diferențe de notare, de exemplu, am corectat și eu lucrări la bacalaureat și nu cred că există profesor calificat, indiferent de care disciplină, cu grade didactice, care să fi făcut o greșeală, cum a fost cea la biologie, parcă de la 2,80 la 9,90. Eu cred, efectiv, prin experiența pe care o am, cred că a fost o greșeală de trecere de pe borderou, exact, pe când au trecut nota. Probabil o stare de oboseală, căldura asta foarte mare și efectiv n-au fost atenți când au trecut. S-a trecut nota dincolo. O evaluare a conținutului de 2,80 și apoi să crească la... Este imposibil, poate să fie asemenea profesor. Eu cred că o greșeală tehnică.
Asta se poate. Da, se poate, da. Se poate. Am văzut și eu. Și eu am văzut după ce am corectat sau, mă rog, am verificat anumite lucrări și existau în mod real. Deci se întâmplă. Mai ales la disciplinele umaniste. Caracter umanist. Pentru că baremele nu sunt foarte concrete. De exemplu, baremul spune atâtea puncte pentru un răspuns corect, dar nu spune exact care e răspunsul ăla corect. Am explicat deci, oricare, ca să înțelegeți. Oricare și atunci răspund. Aici este subiectiv. Unii interpretează un anumit fel și alții în alt fel. Și acolo sigur că pot să apară diferențe. Iar despre întrebarea pe care a spus-o domnul inspector general cu premierea celor elevi, îmi aduc aminte în urmă cu foarte mulți ani, în jur de 1999, am fost în Danemarca și am discutat, am văzut sistemul de învățământ care este cu totul altul, cu totul altfel structurat decât la noi, dar o filozofie despre sistemul de învățământ. Deci am avut discuții, foarte multe discuții acolo. Am rămas uimit pentru că în licee, de exemplu, nu există cataloge. Deci nu există un instrument prin care să consemneze rezultatele evaluării. Există niște aprecieri ale profesorilor, ale cadrelor didactice. Deci dacă un profesor de acolo, de exemplu, din liceu, deci în liceu nu există catalog. Profesor de istorie spune, scrie, este competent pentru a urma o facultate de drept, să zicem. Acesta este criteriul pentru a intra. Intră oricine și rămân cei care sunt capabili după examene, examene serioase. Ei nu acordă foarte mare importanță elitelor, în sensul de a-i motiva și de a-i... Mi-a spus chiar, mi-aduc aminte textual, noi nu acordăm foarte mare importanță pentru că elitele oricum reușesc și elitele noastre pleacă în general în Statele Unite, pentru că sunt mai motivați decât la noi. Pe noi ne interesează ca nivelul celor de jos să fie cât mai sus. Și cred că asta explică și diferența de civilizație dintre zona nordică, să zicem, și partea noastră de Europa. Noi, evident că este important să existe și elite, dar nu faci din asta un program deosebit, pentru că elitele reușesc, așa spuneau cel puțin acolo. Învățământul în fiecare etapă istorică este diferit, deși acolo nu putem discuta, ăla nu este static. Să știți că sistemul de învățământ se schimbă mereu peste tot. Pentru că, în general, dacă studiem lucrurile în istorie, nu prea găsim vreo societate care să fi fost vreodată mulțumită de sistemul ei de învățământ. Mereu societatea are alte pretenții, este în schimbare și atunci se ivesc anumite decalaje. Ea trebuie, sistemul de învățământ a dus la realitățile momentului. Ceea ce este adevărat, la ora actuală, motivul